Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Începutul ultimei săptămâni a lunii martie va fi marcată de o eclipsă de lună, care va avea loc luni în zodia balanței. Această eclipsă va duce în prim plan subiecte sensibile precum parteneriatele, relațiile în căsătorie, problemele juridice și contractele de muncă în sfera profesională. Este un moment în care se iau numeroase decizii, inclusiv cele legate de divorț, încheierea relațiilor sau cooperare. Totuși, aceste decizii nu sunt mereu corecte și pot influența în mod semnificativ perspectivele viitoare. În special pentru nativii din balanță, acest moment poate fi extrem de dificil, deoarece viitorul lor poate depinde în mare măsură de alegerile făcute. De asemenea, Capricornii și Taurul se vor confrunta cu unele dileme legate de continuarea parteneriatelor, prietenilor sau a lucrului. În timpul acestei eclipse de lună, este recomandat să ne concentrăm pe crearea unor mințeturi sănătoase, să scăpăm de obiceiurile dăunătoare și de dependențe. De asemenea, este indicat să reducem activitatea fizică, să minimizăm călătoriile și comunicările și să evităm cheltuielile excesive influențate de emoții. În mijlocul săptămânii, opoziția dintre Venus și Lună va crea tensiuni pentru anumiți nativi ai Zodiacului. Taurul va fi surprins între lene și dorința de activitate, aceasta din urmă fiind adesea asociată cu aspirații materiale, expansiune și dorința de a obține cât mai multe resurse. Balanța va simți presiunea de a se potrivi în normele sociale, poate încercând să-și prezinte o imagine idealizată, chiar dacă aceasta nu corespunde realității. Peștii vor re experimenta o creștere neașteptată a stimei de sine, ceea ce poate duce la conflicte și poate afecta reputația lor. Le pot manifesta comportamente negative în interacțiunile cu cei din jur, inclusiv lăcomie, invidie și dorință de răzbunare. Berbecul și săgetătorul pot avea dispute cu partenerii lor legate de aspecte financiare sau materiale, iar gemenii și vărsătorul pot suferi pierderi financiare din cauza încăpățânărilor. Scorpionii vor fi inclinați între dorința de economisi și a risipi, în timp ce fecioarele pot fi mai puțin afectate de aceste influențe, fiind concentrați pe sarcinile lor curente. Săptămâna se va încheia cu un sextil armonios între Venus și Uranus, aspect care promite perspective financiare și de afaceri neașteptate pentru comunitatea de afaceri. Acest sextil poate oferi sprijin și ajutor surprinzător pentru nativii vărsători și capricorn în proiectele lor de afaceri, în timp ce taurul și balanța ar putea începe cu succes noi inițiative profitabile. În sfera romantică, Scorpionii ar putea fi atrași de interese romantice de scurtă durată, explorând aspecte noi și neașteptate ale relațiilor lor. Pește ar putea întâlni o a doua șansă de a relua o relație din trecut, iar pentru Rac, Leu și Berbec, această perioadă ar putea marca începutul unor noi relații romantice. În același timp, Gemenii și Fecioarele ar putea găsi soluții eficiente la problemele lor de lungă durată. Cu ajutorul conexiunilor și cunoștințelor noi dobândite în această perioadă favorabilă, este un moment propice pentru a rezolva conflicte sau blocaje care au împiedicat progresul în trecut. În concluzie, săptămâna se anunță a fi una plină de schimbări și oportunități surprinzătoare, atât în planul financiar și profesional, cât și în sfera personală și relațională. Este important ca fiecare nativ să fie deschis la noile perspective și să fie pregătit să capitalizeze oportunitățile care se ivesc în calea lui. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?